Curtea de apel Craiova a anunțat în această seară verdictul pentru cei 10 inculpați din dosarul supranumit trafic de muniție de la uzina mecanică Sadu. Pentru Ion Băltățoiu, bărbatul din Crasna care a recunoscut că a vândut cu plasa peste 200 de cartușe, chiar unui polițist sub acoperire, pedeapsa a rămas neschimbată. Respinge apelurile declarate de inculpații Băltățoiu, Ion, Zăvoianu, Ioan, Chirițescu, Ștefan și Anghel Florentina ca nefondate. Admite apelurile declarate de inculpații Borcan Dumitru, Popescu Șerban, Lupulescu Constantin Leodor, Borcan Marius, Dișmărescu Nicolae. Au decis judecătorii din bănie. Instanța a decis achitarea fostului șef al pazei de la UME Sadu după ce tribunalul Gorj i-a dat liderului Partidului Conservator Gorj o amendă penală de 290 de lei. Și fostul director general al uzinei Nicolae Dișmărescu a avut parte de aceeași veste după ce la Târgu Jiu a primit o condamnare de un an de închisoare cu suspendare pentru neglijență în serviciu. Nevinovați au fost declarați și Șerban Popescu și Constantin Leodor Lupulescu. Aceștia au ajuns în atenția anchetatorilor la sfârșitul lunii martie anului trecut. Hotărârea este definitivă.